Un accident rutier a avut loc în localitatea Ghiroda între o mașină și o autoutilitară cu semiremorcă încărcată cu dioxid de carbon lichid. O persoană a fost rănită, iar riscul unei explozii a fost extrem de mare. Inspectoratul pentru situații de urgență Timiș a fost alertat de urgență. Joi 1 august 2024, în jurul orei 19.30, am fost solicitat să intervenim pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor în urma producerii unui accident rutier în localitatea Ghiroda. A fost alertat de atașamentul 1 pompier Timișoara și la locul evenimentului s-au deplasat o auto specială de primă intervenție și comandă și o ambulanță saj cu medic. În accidentul rutier au fost implicate un autoturism și o auto utilitară cu semiremorcă încărcată cu dioxid de carbon lichid. Facem precizarea că nu au existat scurgeri de dioxid de carbon. În urma evenimentului a rezultat o victimă conducătorul autoturismului în stare conștientă și cooperantă. Acesta a fost transportat la spital. Pompierii militari au asigurat măsurile speciale specifice în urma scurgerilor de carburant din rezervorul autoutilitarei, transmit reprezentanții Isu Timiș.